Sute de turiști au trecut pragul stațiunii Voineasa în această vară. Faptul că telegondola a funcționat încă de la începutul lunii iulie a fost un plus pentru stațiune. Aceasta va fi deschisă până la începutul lunii septembrie, după care va începe pregătirea pentru sezonul rece. Turiști au trecut destul de mulți în zonă, mai mulți în luna august. Datorită faptului ăsta am avut și gondola care a funcționat de la 1 de iulie. A fost un flux destul de bun la gondola, 300-400 de oameni. Ea funcționa numai pe weekend, deci vorbim de vineri, sâmbătă, duminică. Oameni interesați, oameni care au făcut traseele de biciclete, puse la dispoziție de către administratorul domeniului schiabil. Și să sperăm că, nu știu o medie exact așa, dar cred că undeva la un 50, 60, 70 de mii de oameni tot au trecut prin localitatea noastră, vorbim de perioada de vară. Pe iarnă, la domeniul schiabil, au fost undeva la 80 de mii de oameni care au fost la schi, care la sanie, care la alte activități. Până când va mai fi deschisă? Cred că până să înceapă școala. După ce începe școala, cred că se va închide datorită lipsei de turiști. Și va intra în revizii pentru perioada de iarnă. Cât va dura, administratorul știe să-și facă programul și începând cu luna decembrie, dacă ne ajută și Dumnezeu să fie zăpadă, să înceapă activitatea domeniului schiabil. Turiștii cazați în stațiunea Voineasa se declară mulțumiți de serviciile oferite, chiar dacă nu au mai fost aduse îmbunătățiri la clădirile care aparțin sindicatelor. De unde sunteți? Din Focșani, Vrancea. De câte zile ați venit? Păi avem, după data de 14 am sosit aici, duminica trecută. Da, 7 zile. Vă da. Place aici, în Voineasa? Da. Este ca stațiune, este extraordinar de frumoasă. Nu. Dar așa, mi se pare pustie. Totuși. Este pentru prima dată când da, veniți? Da, da, da. 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 Adică nu e aglomerația aia, dar nu ne deranjează. Pur și simplu e frumos. Da. Oh, e păcat. E păcat că s-a distrus. Nu s-a distrus. Ele s-au conservat, dar... Să conservă sau ce se întâmplă aici? Sau au grijă totuși, are grijă cineva? Da. Dar e nemaipomenit de frumoasă. Mâncarea bună. Stațiunea așa. Adică ai ce vedea, pur și simplu. N-am fost pe camping, în zonele astea. Ce credeți că ar mai trebui îmbunătățit? Adică mai mult atenție să ocupi de... Renovare, da, să curăț, nu știu. Noi suntem din Vrancea, avem și noi la Soveja, tot așa aer curat. Și tot așa lăsat. Tot așa a ajuns în paradis. Păcat, depinde că am mai întrebat și atunci au GSR-ul și ăștia nu, ne-au luat bani când am fost la tinerețea noastră, am muncit. Noi suntem pensionari. Și dacă banii pe care i-au dat sindicatele nu-i pune în valoare, oare ce facem? De aia pleacă și tineretul. Chiar a venit foarte mulți pe aici, așa. Localnicii sunt dezamăgiți și ei că nu e viață mult, așa. Dar păcat, așa natură. Da. Fără viață.